Au început deja pregătirile pentru nou sezon de grădinărit și sunt inspirată să vă vorbesc despre termeni care au legătură cu grădina. Primul cuvânt de azi este chiar grădină, gan, iar al doilea este o grădină mai mare, câmpul, care se spune sade. Locul unde cresc pom fructiferi, livada, se numește în două feluri în ebraică, bustan și pardes. Diferența dintre ele este că în pardes cresc citrice pe când în Bustan cresc tot felul de pomi fructiferi, dar și unele legume. Ca să avem o grădină, avem nevoie, în mod tradițional, de pământ, Adama, și de semințe. Zera, la singular, Zraim, la plural. Nu, nu vi se pare. Numele Adam provine chiar de la cuvântul Adama. Primul cuvânt de azi este Tsemach, care înseamnă plantă. De aici provine și termenul pentru vegetarian, Tzimchonit. Al doilea cuvânt înseamnă iarbă, deșe, o plantă care crește pe oriunde și oricum. Toate plantele au o rădăcină. Șoreș. Mai mare sau mai mică. În schimb, nu toate plantele au flori. Floare este perah, iar la plural vom spune prahim. În această perioadă, orice grădinar care se respectă își începe răsadurile. Răsad se spune știl. Ca să fie grădina cât mai bogată, iar sezonul de recoltă cât mai îndelungat, ne putem construi o seră, care se spune hamama, de la cuvântul pentru cald, ham. Nu în ultimul rând, două verbe la infinitiv. Liștol înseamnă a planta și este din aceeași familie de cuvinte cu știl, răsad, de ieri. Al doilea verb este lizroa, a însămânța și are legătură cu cuvântul de acum câteva zile pentru sămânță, Zero.